Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Astăzi vreau să pictăm la cererile voastre multiple pe toate comentariile, videoclipurile, social media, pe unde mi-ați cerut. Vreau să pictăm o scenă cu Moș Crăciun. Moș Crăciun cu un brăduț și cu un cadou, ca să intrăm așa în tematica Crăciunului și să lăsăm așa spiritul Crăciunului să ne înconjoare. O să avem nevoie, sau de fapt eu voi folosi un carton pânzat pe care voi picta de dimensiune 18x25 și voi folosi culori acrilice. Pânza și dimensiunea e irelevantă, voi puteți folosi și altă dimensiune de pânză, nu contează. Dacă vreți să folosiți o foaie însă, vă recomand să folosiți o foaie, o coală specială pentru acrilice, să aibă măcar 250 plus grosime ca să nu se unduie, adică ele tind să se unduie, tind să facă așa valuri. Dacă foaia, din ce foaie este mai groasă, din ce va ține mai bine și va face mai puține valuri, care oricum, apoi, după ce se termină, pictura se usucă, o puteți pune între niște cărți, o puteți presa și se îndreaptă. Așa. Sper să vă placă, nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, nu uitați de asemenea să apăsați butonașul de like la acest videoclip. Dacă vă place, înseamnă pentru mine enorm de mult și îmi place efectiv când văd susținerea voastră, îmi place când văd că vă place ceea ce fac, ceea ce pictez. De asemenea, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă notifice, dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Iar dacă vreți să mă ajutați efectiv cu tot ce puteți voi, dați un share, distribuiți pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, unde mai aveți voi conturi pe social media, ajută enorm de mult să ajung la cât mai mulți dintre voi și pe cât mai mulți dintre voi poate să-i ajut să înceapă să încerce să picteze. Vom începe cu... Am făcut mai întâi schița cu un creion, așa în mare, și începem să-l colorăm pe Moș Crăciun. Am început cu fesul și vom colora și jacheta și apoi vom colora partea aceea de blană de la fes și centura, apoi bradul și apoi fundalul. La început voi folosi roșu, maro, alb și negru cu un pic de galben muștar. Folosesc o pensulă micuță ca să pot să creez niște zone și să pot să arăt că o zonă este mai depărtată, o zonă mai apropiată, o zonă deasupra celelalte. Folosim pur și simplu mai multe tonuri de culoare ale aceleași culori. De exemplu, la fes acolo, vedeți, în stânga și în dreapta moțului acela care pică pe spate, am folosit mai mult maro și am închis foarte mult roșu și am creat astfel ideea de umbră, ideea că acea zonă este mai întunecată, este mai împinsă, mai adâncă, acolo nu intră lumina, iar acest moț care îi pică pe spate, mai ales pe partea lui de jumătate, vedeți că am pus un pic de galben, un pic de alb, am deschis ca să arăt că este cel mai luminat, este partea cea mai luminată, la fel și partea aceea superioară. La fel facem și aici, în zona de spate a jachetei lui, unde e cureaua jos, unde se fac niște pliuri, adăugăm maro și câte puțin, câte puțin și îl blenduim în roșul de pe lângă el, iar în zonele unde vrem să fie mai luminat, unde pică mai multă lumină, cum ar fi pe umăr și pe exteriorul mâinii, o să facem un roșu mai pur și combinat cu galben și alb, un roșu mai deschis. La fel aici, la sub braț, de exemplu, unde se fac la fel o grămadă de cute la haină, la fel o să pun mai mult maro și o să închid. Poate părea intimidant, poate părea mult pentru un începător să reușească să coloreze sau așa, un pic mai 3D, să zic. Însă, după ce încercați câteva ori și vă dați seama, nu e atât de greu pe cât pare. Chiar nu e. În schimb, ce trebuie să aveți răbdare. Adică, chiar dacă este o picturică de dimensiuni mici, mie mi-a luat undeva la 2 ore să o pictez. Adică, practic, să o colorez în totalitate. Și doar este un moș, un cadou și un brad. Deci, trebuie să aveți răbdare și trebuie să aveți răbdare să pigăliți fiecare zonă, să vă focusați pe fiecare zonă și să... Bine. Să înțelegeți exact ce vreți să faceți și de ce faceți ce faceți. Adică de ce vreți să puneți mai mult maro într-o zonă, de ce vreți să umbriți. Dacă doar aruncați așa culori, nu o să iasă. Nu e ok.
dar am încredere că nu e atât de greu și puteți înțelege cum funcționează lumina, cum funcționează umbra în viața noastră zi cu zi, practic, pentru că așa funcționează. Și dacă nu v-ați niciodată la asta, de acum încolo puteți să vă uitați mai atent, să vă dați seama și pe voi, pe ținutele celorlalți din jurul vostru, cum funcționează, cum se vede o zonă care e mai închisă, o zonă mai umbrită, o zonă mai de highlight, mai deschisă, și așa mai departe. La fel aici jos, în partea aceasta, o să adaug mai mult maro, o să închid mai mult racheta lui, în partea lui de spate, practic vreau să partea din dreapta, partea care este spre brad, mai ales în ideea în care bradul luminează, așa vreau să o las mai deschisă, de-aia am pus un pic de galben în costumația lui, în partea dreaptă, ca să reflecte cumva și luminițele bradului, iar partea aceea din stânga e mai închisă, nu primește așa multă lumină. Zona aceasta de puf, de blană a fesului lui, o facem cu gri. Amestecăm alb cu negru și chiar dacă ea teoretic este albă, fiind zone în umbră, fiind zone întunecate, nu o să fie alb pur, niciun caz. La fel, pe lângă motul acela, închidem cel mai mult, ținem la fel cum am făcut și mai sus, la căciulă. Și în zone unde e mai multă lumină picată, adăugăm pur și simplu alb pentru a crea zone de highlight. Iar în partea dreaptă o să fie mai deschis acest puf pentru că este înspre sursa de lumină, este înspre brad și nu e nimic cum e în partea cealaltă, motul acela care obturează și care ia din lumină, aici o să fie mai luminos. Mai ales în partea aceea, dreapta total. Dar mai întâi adăugăm stratul gri de umbră, stratul gri mai întunecat. Apoi venim cu alb și creăm zone de highlight. De ținem minte că oricum vopseaua acrilică se aplică în straturi, oricum nu putem să facem sau greu putem face din prima valoarea totală și finală, așa că vom aplica un strat, vom lăsa să usuce și apoi vom veni și vom aplica, dacă e nevoie, încă un strat, și încă un strat, și încă un strat, dacă vrem să accentuăm un highlight sau chestii de genul ăsta. Pentru că, mai ales acum, în griu acesta, dacă aș încerca să adaug alb și să creez zona de highlight în timp ce griul este încă umed, albul s-ar mocili imediat, s-ar amesteca cu griul care e deja pus jos și s-ar face gri și el, n-aș mai putea să pun highlight, n-ar mai fi highlight. La fel și la acentură și la fel și la zona aceea de jos, care o să fie de blană, să zic așa. Încercăm să ținem mai închis în partea stângă și mai deschis în partea dreaptă. Cam asta vrem să fie, în general, ordinea în care colorăm. Dar sfatul meu este, am spus, când pictați și orice ați picta în general, este să vă gândiți cam cât de mult timp ar trebui să vă lăsați și să vi-l lăsați. Adică eu personal când pictez încerc să-mi aloc un timp. Încerc să îmi las o oră, două ore sau cât am nevoie, depinde ce fac. La voi poate fi mai puțin, poate fi mai rar, na. Fiecare cu ce face și în viață și ce viață are. Dar eu vă dau seama că destul de mult timp îl petrec pictând, desenând. Așa că atunci când încerc să mă pun la o ședință, să zic așa, de pictură, încerc să-mi fac lucrurile așa fel încât să nu fiu perturbat, adică să nu fiu deranjat în ghinimele, să am cât mai puține întreruperi, să fiu pur și simplu eu și cu pânza în față, culorile lângă mine și pur și simplu să mă pierd, să zic așa, în ceea ce fac, în desenat, în colorat, în pictat. Și de asemenea să am focusul, concentrarea mea să fie totală la ceea ce fac. Că dacă constant vine cineva și mă întrerupe și tot timpul trebuie să mă gândesc la alte chestii și trebuie să plec de lângă pânză și să fac altceva, automat că nu mai e aceeași energie de gânduri, nu mai e acel flux de creație. Nu e constant, e non-stop întrerup și se va vedea clar pe pictura care o încercăm să o facem pe pânza din fața noastră.
Așa că asta vă recomand și vouă, când încercați să vă puneți să pictați, și vă gândiți să aveți o perioadă, o oră sau câte nevoie înaintea voastră, cât de puține perturbări. Nu știu, eventual să dați telefonul pe silențios și pur și simplu să aveți niște timp doar pentru voi și să vă, doar să vă cufundați în elementul creativ și să vă intrați în legătură voi cu sinele vostru creativ, fără întreruperi, fără nimic exterior. Asta ajută foarte mult la relaxarea voastră, la relaxarea minții și de asemenea ajută și la procesul de pictură și la produsul final pe care îl veți picta. Așa. În brațe la Moș Crăciun facem și un cadou, pentru că el practic merge spre brad pentru a lăsa un cadou sub el, și facem un cadou din acel galben muștar care l-am folosit mai devreme. Am mai pus și niște galben normal, galben primar, ca să facem ce zone de highlight. La fel și la cadou folosim tonuri diferite, tonul mediu, tonul închis și tonul deschis, ca să creăm iluzia de adâncime, iluzia de 3D, să zic așa, într-un spațiu 2D, pentru că pânza e spațiu 2D. Cu toate astea, prin aceste combinații de culori, de tonuri, folosim la culoarea galbenă o zonă mai închisă cu maro, o zonă medie și o zonă deschisă cu galben deschis alb, plus încă mai multe zone între ele, creăm iluzia de adâncime, iluzia de 3D. Și nu trebuie să grăbiți nici la cadou, la fel ca și la costumația de Moș Crăciun. O să-i facem și o sforicică, o panglică cu o fundiță. Facem mai întâi umbrele aici la șnurulețe și la panglici. Ele o să fie deschise, dar mai întâi le fac umbra, las să o suce umbra. În timpul acesta mai vin cu un pic de alb amestecat cu galben muștar și am deschis un pic zona aceea dinspre brad a cadoului și acum aștept un pic să usuce acel maro din panglică. Am spus că nu putem să faci totul în prima, câteodată unele elemente e nevoie să le lăsăm să usuce ca să putem să venim ulterior cu un element de highlight sau ceva de genul ăsta peste el. Și îl las să usuce pe maro și mi-am pus un verde și am început să colorez brăduțul. Brăduțul o să fie relativ simplu de colorat, o să folosesc verde și galben în mod principal. Am verificat s-a uscat acolo panglica și am revenit cu un alb gălbuie așa, un alb combinat cu un pic de galben în acela muștar, ca să fac funda. Am spus că mai întâi am făcut zona de umbră și nu acopăr total zona aceea maro, vedeți că las pe o parte a fundei, lasă să vadă o dunguță mică maronie, care reprezintă umbra pe care această panglică o lasă pe cutie. E mai simplu să fac așa decât să fac mai întâi cu alb și după aia cu o pensulă liner foarte subțirică să încerc să trasez o liniuță foarte subțirică și delicată pe lângă întreaga panglică. La fel cu gri, umbrim și panglica, da, cum este umbrită și cutia, ca să rămână și ea și să fie și ea la fel în aceeași gamă cu cutia. La brăduțul nostru, mai întâi am dat un strat verde, apoi încercăm să îl deschidem un pic în partea superioară cu galben, în partea de, cum să vă spun așa, practic triunghiul acela, bradul e făcut de mai multe triunghiuri, un brad simplu de pictat sau de desenat. Și dacă vă uitați voi triunghiul acela superior, automat să fie luminat și în partea de vârf de la stea și pe toată zona dinspre baza lui. În schimb, celălalt triunghi, care are vârful practic ascuns sub cel de deasupra, o să fie umbrit în partea de sus de cel de deasupra. O să aibă doar parte mai gălbuie, mai luminată pe baza triunghiului, dacă cum spun eu și cum vă înțelegeți. La fel fiecare zonă. Dar mai întâi o să colorăm pur și simplu și apoi după ce se mai usucă, o să mai adăugăm galben, o să mai deschidem. Într-adevăr, trebuie să avem grijă când colorăm pe lângă Moș Crăciun să nu-i murdărim jacheta de verde, dar nu e foarte greu, trebuie pur și simplu să fim atenți.
le ți adaug acolo verde închis, unde e zona aceea de umbră, iar partea deasupra o deschid cu galben. Am adăugat și un pic de alb, n-a fost cea mai bună idee, nu-mi place neapărat cum a ieșit acel alb. Nu o să mai adaug în partea de jos, în cealaltă zonă de highlight. Vedeți, la fel, încerc să deschid baza triunghiului și încerc să las închisă zona aceea care este sub segmentul de deasupra, practic. Este la umbră, este umbrit de el. Acolo am adăugat galben peste alb, acela care m-a spus că nu-mi place cum a ieșit. Acum am folosit degetul pus de pensulă și am aplicat niște verde închis în zonele de umbră. Mai adaug niște galben pe crengile de la baza triunghiulețului nostru. Amestecăm un pic de maroc, un pic de negru, un pic de verde și la fel mai închidem zona aceea de sub segmentul deasupra, să creăm un pic de 3D, să adâncim un pic, să creăm un pic de perspectivă. Practic acea zonă o să fie mai împinsă, mai depărtată și zonele acestea mai galbene să pară că sunt mai spre noi. Practic asta e ideea. Dar la fel, este un proces care durează și care trebuie să aveți răbdare, să avem răbdare, să-l facem când colorăm ceva care vrem să fie oarecum realistic. Nu neapărat realism, dar oarecum așa realistic, să-i creăm niște elemente care sunt prezente și în viața reală, niște elemente de culoare, niște elemente de perspectivă. Apoi cu un verde combinat cu un pic de maro și cu o pensulă subțirică, liner sau ceva asemănător, mai creăm niște liniuțe așa, care trec din partea întunecată în partea deschisă, cum mai fi niște crenguțe, adică creăm niște textură, să nu fie bradul nostru plat, pur și simplu. Apoi când s-a mai uscat un pic zona aceea de highlight, îi mai adaug un pic de galben, să deschid zonele cu cel mai mult highlight pe ele și practic asta va mări contrastul între zona de highlight și zona de shadow care este fix lângă ea, fix de restul ei. La fiecare zonă de highlight sub ea este zona de shadow și astfel se va mărindu-se contrastul, se va mări și iluzia că ar fi o diferență adâncime între ele, că partea aceea galbenă este mai spre noi cumva și partea aceea întunecată este mai depărtată, este mai la umbră. Este practic o iluzie. Așa. Stăm să usucem un pic opseaua bradutului și începem să colorăm fundalul. Aici este un pic, la fel, nu dificil, dar este un pic să aveți atenție la tonurile pe care le folosiți de culoare. Dacă vreți să folosiți tot la fel ca mine, eu o să folosesc tot roșu ca și culoare de fundal și încercăm să folosim tonul de roșu, care mai ales când le aplicăm fix lângă al nostru Moș Crăciun, să nu se asemene, să nu imerim exact tonul, culoarea, cum are la jachetă el, ca să cumva să se pierde limitarea între jachetă și fundal. El având acolo în partea dreaptă a jachetei lui o zonă, dacă ați uitat voi cum am făcut, cu galben, o zonă mai deschisă, o zonă de highlight, o să punem un pic mai închis roșu, spunem maro. Dar să nu fie nici cu zona aceea de umbră de la sub braț și la interiorul mâinii. Este un roșu diferit. Aici, în partea dreaptă, o să facem o zonă de umbră, o să adăugăm maro și o să adăugăm și negru. O să închidem roșul nostru care l-am aplicat la fundal. Și la fel vom colora în întreaga restul de picturică, cu la fel cu roșu și cu maro și cu zone de galben, zone deschise. Nu vreau să colorez doar pur și simplu, vreau să am tot felul de zone mai închise, mai deschise în acest fundal pe care mi-a rămas să-l mai colorez. La fel vă sugerez și vouă să faceți, să nu-l colorați pur și simplu cu o pensulă mare și să
pentru că se va pierde din element, din ideea de tridimensionalitate și din ideea de că e o zonă care, de exemplu, lângă Brăduț e mai luminată, e pus mai mult galben, practic sunt luminițele din Brăduț, iar mai departe, sub rad acolo e zona umbrită, iar la fel în colțulețele picturii am închis un pic tonul de roșu ca să dăm impresia de, adică să creăm un fel de vinietă când umbrim exterior colțurile unei picturi, de exemplu, focusăm atenția să meargă spre centrul picturii cumva. Iar undeva punctul nostru de focus la care vrem să ne uităm este zona aceea de mușcăciun cu a doua brad. Acolo este subiectul, acolo este acțiunea. Iar închizând colțurile, forțăm privirea privitorului spre centru, spre cadou, practic. Care este și o culoare mai, este un ton mai deschis și, ca și regulă de bază, ochiul nostru este atras de zonele deschise și este împins de către zonele închise spre zonele deschise. Asta așa ca o chestie, în caz de nu știați. Oricum, cam atât pentru astăzi. Sper să vă placă cum a ieșit picturica de astăzi. Sper că ați încercat-o și voi. Și dacă ați încercat-o, sunt curios să-mi trimiteți pozici pe Instagram sau pe Facebook. O să vă las link-urile în descriere. Dacă tot intrați pe Facebook, dați-mi și un like la pagină și urmăriți-mă ca să vedeți ce mai postez și pe acolo. În caz de nu ați făcut-o, nu uitați să vă abonați la acest canal. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Să vedem câte like-uri putem aduna la acest Moș Crăciun cu un cadouț pe care se pregătește să-l pună sub brad. Apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou, iar eu postez ceva nou cam o dată la două zile, adică o zi la o zi nu, cam așa pictez, o zi la o zi nu, și de asemenea distribuiți și mă ajută enorm, enorm, enorm de mult. Cam atât am vrut să vă spun, să aveți o săptămână minunată, un sfârșit de săptămână minunat, să aveți sărbători frumoase, Crăciun fericit, în caz de mă uitați acest clip mai spre Crăciun, dacă nu oricum. Rămâneți creativi, baftă multă, spor la pictat și o să ne reauzim și o să ne revedem data viitoare cu o nouă picturică. Până atunci, pa, pa! His glory.